Doamnelor, domnilor, am revenit în direct. Vă reamintesc, în platoul Argeș TV, alături de mine, în cadrul emisiunii Drept la Sănătate, este doamna dr. Florinela Bălan, medic specialist, medicină holistică. Am discutat în prima parte a emisiunii despre caractere generale ale medicinii holistice. Rămăsesem un pic la partea sufletească a omului. Partea sufletească ce a fost mult timp ignorată, să zicem așa, cât de importantă este pentru fiecare dintre noi latura aceasta spirituală, pentru că o putem numi un pic și așa. Sufletească, spirituală, e uman, e dumnezeiască. Să știți că a fost un pic dată la o parte pentru că există un tabu legat despre suflet și despre Dumnezeu, în primul rând. Noi, la ora asta, să zicem că am devalorizat cuvântul Dumnezeu. Pentru că poate un pic, din păcate și din cauza bisericii, poate un pic și din cauza faptului că am venit după 40 de ani, dar acum deja avem 60, știți, după comunism. Poate pentru că nu am cercetat foarte mult despre asta, poate că majoritatea medicilor care intră într-o facultate de medicină sunt mai mult considerați oameni științifici și pentru că la ora asta fizica cuantică, de exemplu, s-a apropiat foarte mult de cunoașterea divină, pentru că vreau să vă spun că o parte din lucrurile care sunt studiate științific de către fizica cuantică explică foarte mult din fenomenele pe care noi până acum le-am numit așa miracole și nu le-am înțeles. Sunt de fapt explicabile în fizica cuantică. Există o apropiere cumva, anumite fenomene care noi le-am crezut, să zicem, strict dumnezeiești, miraculoase, ceva de contestat la un moment dat sau necredibile, au început să fie explicate acum de fizica cuantică și trebuie să știți că eu personal am ajuns la partea asta sufletească deoarece am studiat foarte mult și am început să-mi pun problema dacă nu cumva ce se învață în facultatea de medicină nu este tot. Pentru că dacă ar fi tot și eu aș fi un medic priceput, ar trebui să vindec. Și dacă nu este tot, înseamnă că nu mă învață tot. Și atunci a trebuit să cercetez de una singură, să studiez. Și am început să citesc foarte mult. Când citești 3 ore pe zi și citești din toate domeniile, medicale vorbesc, dar foarte mult, trebuie să încep să vezi că, de fapt, ființa umană este mai complexă decât am învățat noi. Noi am învățat în facultate celula la nivel de mitocondrie, la nivel de, să zicem, nucleu și tot ce se întâmplă, da? Enzime, ATP, ADN și așa mai departe. Dar are ne, dar nu am învățat despre suflet. Și trebuie să știți că partea aceasta sufletească este e atât de importantă în corp, cât este de importantă prezența sufletului în corp. Pentru că prezența sufletului în corp înseamnă că tu rămâi viu și absența lui înseamnă că mori, atât de importantă este. Adică aproape e tot. Știți? Pentru că noi până acum, ca și medici, ar trebui să începem să ne punem problema cum tratăm această parte. Pentru că în momentul în care pacientul vine la noi și noi nu suntem pregătiți să-l investigăm din punct de vedere emoțional și nici din punct de vedere, să zicem, sufletesc și nici mental, vorbesc pentru medicii obișnuiți, da, medicul de familie sau ceilalți medici care tratează mult în fizic, nu vorbesc de psihologi și psihiatri, atunci ar trebui să ne gândim că nu putem să investigăm ce să-i spunem pacientului când el are o problemă sufletească, că nu există, că noi nu știm să o tratăm, că noi ne-am învățat în facultate despre partea aia, să nu ne vorbească nouă despre partea sufletească, că știți că începe să spună, doamna doctor, știți că am o problemă, o doamnă să zicem de la țară, e supărată, că mie mi-a murit bărbatul, doamna doctor, și sunt supărată și după de atunci am probleme și m-am supărat, am făcut o depresie și nu mă simt bine și plâng și mi-e frică și am probleme cu picioarele. Femeia are o problemă emoțională, o problemă sufletească foarte mare și anume de singurătate. Și de dar suferință. Știți, mulți medici, în momentul în care întâlnesc o astfel de situație, spun asta pentru că am văzut un caz, da, și am asistat și mi-a venit acum în minte, tocmai pentru că dumneavoastră, practic mi-ați amintit de el, stopează. Da. Stopează. Discuția. Discuția. Și trece mintea. Bun. Și vă mai doare și altceva? Simțiți, da, și alt disconfort? Consideră că nu e domeniul lui. Da, acum eu întreb, domeniul cui e? Pentru că medicul trebuie să studieze ființa umană. Dacă ființa umană are și suflet, cum să ne facem noi ca medici să ignorăm? Cum ignorăm noi partea asta? Pentru că dumneavoastră sunteți ca o mașină vie care veniți așa la mine ca la servis și eu să vă repar, să vă vindec, să vă dau certificat de garanție după aia. Și atunci eu spun așa, uite, cu partea asta eu nu știu.
nici cu partea emoțională nu știu, du-te la psiholog. Și nici cu partea să te investighezi mental, nu știu, du-te la psihiatru. Și nici psihiatru nu poate să vadă tot, că el vede decât capul, vede decât cum judecă pacientul, dar nu-i vede fizicul. Noi facem pe bucăți medicină. Și fiindcă facem, ne-a specializat fiecare pe bucăți, suntem foarte buni fiecare pe bucata lui, dar nu legăm lucrurile. Nu mai există firul conducător între diagnosticul celui medicului care pune diagnosticul fizic, între psiholog, între suflet și între psihiatru. Nu există un fir conducător. Și atunci trebuie să știți că organismul uman e foarte complex. El, gândiți-vă că lucrează, toate organele lucrează simultan, inima bate, rinichii funcționează, filtrează tot timpul, tot aparatul digestiv îți face singur treaba, totul dirijat, foarte controlat și unitar. Și noi vrem să-l tratăm pe bucăți. Nu se poate să-l tratăm pe bucăți. Și atunci, pentru că nu poate să existe așa un medic care să le știe pe toate atât de bine, medicina holistică a venit așa la modul că nu poți să le știi, că eu nu mă pot compara cu psihiatru. Nu sunt psihiatru. Nu mă pot compara cu psiholog, nu sunt psiholog. Nu mă pot compara nici cu un preot, că el se ocupă cu partea sufletească. Dar totuși, eu trebuie să mă ocup cumva până la un nivel, să zicem, mediu, dacă nu, ceva mai bun, depinde de pregătirea medicală a fiecăruia, cât e medicul dispus să se pregătească, să poată să gestioneze cumva toate lucrurile astea deodată. Și s-a văzut că dacă lucrul ăsta se face și înglobăm și partea sufletească, să zicem, în discuție, atunci noi avem șanse mult mai mari ca să vindecăm. Dar fiindcă m-ați întrebat de partea sufletească, o să vă spun de ce medicii nu își propun să trateze partea sufletească, odată că nu sunt pregătiți ca să o trateze, pentru că în facultate nu se face acest lucru, dar nu mai e despre asta. Problema este că n-au nici chemare pentru asta. Trebuie să începi să ai chemare pentru asta. Trebuie să ai cumva, să începi să studiezi tu personal, să te pregătești pentru asta. Să poți să știi să deschizi inima pacientului, trebuie să fii cumva un psiholog, raportat, paralel cu un psiholog, da, cam ce face psihologul. Pentru asta trebuie, în primul rând, tu să fii o persoană puternică, stabilă, cu un echilibru tu emoțional, sufletesc și mental, ok. Adică tu să fii sănătos pe toate planurile astea și mulți medici nu sunt. Noi avem medici bolnavi ei înșiși. Și atunci trebuie să știți că dacă tu nu ești lunea, când începi consultațiile de săptămână, dacă tu nu ești, eu am o vorbă așa la electrosomatograf, pe verde, adică dacă nu ești ok, mai bine nu te apuci. Că tu trebuie să-i dai pacientului tău un reper de sănătate, de echilibru fizic, de echilibru emoțional, sufletesc și mental. Și de asemenea trebuie să știți că medicul vindecă nu cu mintea, se folosește de minte, dar el vindecă cu iubirea, din iubire necondiționată, din inimă vindecă. Și până când medicii nu vor ști să-și pună mintea sub suflet, adică sub conștiință și sub misiunea lor divină de vindecători, de harul lor de a vindeca, că e ca la preot. Trebuie să ai chemare pentru asta. Înțelegeți? Nu trebuie decât să fii o persoană deșteaptă. Trebuie să ai mai mult decât atât. Și pentru asta tu trebuie să începi să te pregătești pentru a tu să-ți rezolvi problemele tale ca și individ, ca după aceea să poți gestiona acest lucru cu ceilalți. Și lucrul ăsta nu învățăm în facultate, dar eu personal pot să dau exemplul meu. Eu am studiat foarte mult cu mine, adică în primul rând că am făcut o felul de cursuri personal, mulți ani, vreo 6 ani de zile. Am făcut între 6 și 10 ani de zile, am făcut cursuri de comunicare, foarte multe cursuri de comunicare. Am făcut de asemenea cursuri de a mă cunoaște pe mine însă. Am făcut cursuri despre relația mea cu Dumnezeu, despre relația mea cu un bărbat, despre relația mea cu persoane. Am făcut cursuri despre relația mea ca femeie, am făcut cursuri despre relația mea cu copiii, dar despre orice am făcut. E foarte important ca tu să poți să-ți lămurești ce e cu tine întâi, ca să poți să fii, pentru că medicul e un lider. Medicul este o persoană, nu e decât un specialist, pentru că el nu rezolvă, nu e pus acolo să vindece un aparat. Ființele umane nu sunt aparate. Ființele umane au simțire. Ființele umane au emoții. Ființele umane sunt ceva special. Înțelegeți? Și atunci noi trebuie să, fiind cumva cei care reglăm, vindecăm asemenea ființe speciale, noi trebuie să fim speciali. Și pentru asta trebuie să devenim mai special decât ei, ca să putem să-i ajutăm. Adică să știm ce să le spunem.
Da? Pentru că și pacientul, dacă pacientul se uită la tine, eu am avut o problemă săptămânile trecută, pentru că știți, apropo, unul din lucrurile pe care trebuie să le învețe medicii este că preiau foarte multe energie negativă de la pacienți. Și psihologul preia, și profesorii preiau, și noi asta preluați care stați în fața micilor ecrane. Și din când în când pacientul, medicul, trebuie să detoxifice, adică să scoată aceste energie emoționale negative din el, că le preia fără să vrea. Și trebuie să știți că eu fac periodic lucrul ăsta la 3 luni de zile, fac o detoxifiere care se lasă cu diverse. Ba cu strănutat, ba cu nas, ba cu diverse, știți? Adică. Și pacienții mei care, eu trebuie să fiu strong, știți? Adică, așa, când m-au văzut răcită, prima întrebare era: și dumneavoastră sunteți răcită, doamna doctor? Știți? Adică, de fapt, pacientul te vrea pe tine perfect. Și așa și trebuie să fii, ca să poți să stai în fața lui să-l vindești. Că dacă tu dai exemplu de lipsă de sănătate, ce mai cauți acolo? Exact. Adică dacă tu pe tine nu te poți vindeca, de ce vii să-l vindești pe el? Știți? Și de aceea e ca și când tu, de exemplu, ai fi o persoană așa, să zicem, și promovezi produse de slăbire. Nu poți să faci asta. Că oamenii te întreabă, dar de ce n-ai slăbit întâi? Știți despre ce vorbim? Deci este foarte important să înțelegem că dacă noi vrem să devenim medici de medicină holistică, trebuie noi să ne dezvoltăm partea noastră sufletească ca medici, să lucrăm. Acum, când vorbim despre suflet, trebuie să vorbim despre Dumnezeu, că nu avem cum să vorbim despre suflet. De exemplu, o să vă pun o întrebare, că dumneavoastră n-ați fost la emisiunile mele, nu știți exact așa, și vă iau așa de nou. O parte din telespectatori știu. Dumneavoastră știți, de exemplu, în cazul dumneavoastră, sufletul al cui este? Al meu. Nu. Nu e al dumneavoastră. Deoarece dumneavoastră nu știți să faceți suflete. Și vă spun și de ce, că dacă dumneavoastră știți să faceți un suflet, în momentul în care dumneavoastră, să zicem, că ați fi pe patul de moarte să muriți, știind să faceți, mi-e face unul, cine vrea să moară. De fapt... Corect, întrebarea asta nu mi-am pus-o niciodată. Exact. Și trebuie să știți că dumneavoastră nu știți. Și spun pentru a nu știu câta oară tuturor telespectatorilor, că dânsii știu, dumneavoastră nu știți, dar vă spun pentru dumneavoastră acum. Nu cred că știu chiar toți telespectatorii. Da, nu chiar toți, da? Hai să vedem cum este făcută ființa umană. Să începem să vedem puiul de om, cum este făcut. Puiul de om este făcut așa. Dintr-o femeie cu un bărbat, care din dragostea lor, deci cu dragoste, se unesc, fac dragoste și în burtica mamei apare un prunc, un copil mic. După care, fiindcă sufletul nu, fiindcă cei doi nu pot să pună sufletul, pun decât trupul, partea fizică, deci a corpului copilului, vine Dumnezeu și dă sufletul, că el o dă, să știi, sufletul îi aparține strict lui Dumnezeu, cum ar veni, și așa iese copilul viu. Că să știți că dacă copilul acelui pe perioada sarcinii nu ar avea suflet acolo, copilul n-ar trăi, că doar am vorbit că prezența sufletului în corp înseamnă viață și absența lui înseamnă moarte. Nu? Cu alte cuvinte, ființa omenească e o cooperare între ei. Adică, doi părinți și Doamne, Doamne. Cam așa arată. Și atunci, dacă, și întrebarea mea pentru dumneavoastră este, cât anume participă Dumnezeu la asta și cât anume participă cei doi părinți? Din 100%. Nu știu să vă răspund. Dați-vă cu părerea. Bănuiesc că Dumnezeu mai mult decât cam cât? Părinții. Cam cât? Păi, eu aș spune, nu știu, 60-40%. La sută. Nu, 80% Dumnezeu și 20%, 10% fiecare părinte, ca să înțelegeți. De ce? Pentru că trebuie să știți, așa este de covârșitoare. Și atunci trebuie să știți că noi pretindem că facem o medicină, da, că vindecăm, fără să vorbim de cel mai important lucru care există în corp, care e acea energie, să zicem, numită suflet, care a cărui prezență în corp înseamnă viață și a cărei absență din corp înseamnă moarte. Și dacă noi ca și medici vrem să facem o medicină și în facultatea de medicină nu vorbim de cel mai important lucru din ființa omenească, noi nu facem medicină. Și de aia nu vindecăm. Noi ne facem că facem medicină. Înțelegeți? Puteți să ne dați câteva exemple de boli ale sufletului? Că da. Tot am vorbit foarte mult de acest aspect. Cele mai frecvente boli sunt durerea sufletească. Durerea sufletească, care se poate manifesta, eu o întâlnesc foarte des la pacienți. Știți, de asta ați văzut persoane care au suferit foarte mult, au stat la pat, știți, încercănate, de-abia o energie să se ridice, un aspect așa bolnăvicios, da? Trebuie să știți că așa arată o persoană care are durere sufletească foarte mare.
Adică ce înseamnă asta? Că sufletul lui, care e cel care îi dă starea de sănătate, că trebuie să știți că starea de sănătate în corp este dată de către suflet. Pentru că el e șeful. El coordonează sistemul imunitar din corp. Și atunci trebuie să știți că în momentul în care sufletul are o problemă, de exemplu, dă un exemplu, o persoană care iubește foarte tare pe cineva și la un moment dat este trădată de acea persoană. Persoana aceea suferă atât de mult că este părăsită, abandonată, trădată, o doamnă, o domnișoară, să zicem, că stă la pat două săptămâni bolnavă. Ea n-are nimic în fizic. Are decât durere sufletească. Știți? Că suferă, nu? Din iubire. Trebuie să știți că arată ca un om bolnav. Dacă n-ai ști despre ce este vorba și vine un cardiolog să-l consulte, o să apară așa, palpitații, stări de rău, nu mai vrea, n-are chef, apare ca o depresie, așa, n-are chef de nimic, dar trebuie să știți că nu e decât suferindă din dragoste. Cam așa arată. Și arată ca un pacient bolnav. Și s-ar putea cardiologul să-i pună un diagnostic că este cu boală de inimă, dar de fapt are suferință sufletească. Știți? Și mă întreb, în cazul în care un medic oferă un tip de tratament, chiar dacă nu este neapărat afectat ceva, în timp, se poate afecta partea fizică? Sigur că da. Păi dacă... Din faptul că a fost administrat un tratament care poate nu era nevoie neapărată, cum spuneți și dumneavoastră, din moment ce o persoană suferea de parte spirit, pe partea... Medicina holistică este medicină psihocauzală. Noi mergem la cauza lucrurilor. Atâta timp cât nu ai stabilit diagnosticul clar acelui pacient, adică că are o suferință sufletească, tot ce îi dai ca simptomatologie să răspunzi, să zicem, să tratezi simptomatologia din fizic, nu e decât paliativă. Adică tratează. Că asta și face medicina. Adică ameliorează simptomele. E ca la gripă. Curge nasul, îi dai să nu-i curgă nasul. Etușește, îi dai antitusive. Are febră, îi dai antifebră. Dar n-ai rezolvat cauza. Ca, de exemplu, cauza în cazul unei gripe, să zicem, care se repetă, e o scădere de imunitate. Normal ar trebui să crești imunitatea, nu-i dai decât simptomatice. Poți să-i dai simptomatice, de moment, dar dacă nu-i tratezi cauza, iar va face boala. Deci ideea este că medicina trebuie să se transforme dintr-o medicină simptomatică sau care rezolvă decât simptomatice într-o medicină cauzală, care să meargă la cauza lucrurilor. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Cu alte cuvinte, noi tratăm superficial. Deci noi tratăm decât la acuzele pacientului. Adică numai când se duce pacientul la doctor, că numai așa se duce, când îl doare ceva. Cum ziceați dumneavoastră, nu vă doare, nu v-ați dus. Dar, de fapt, problema nu se pune așa. Problema este că trebuie văzut că ce se întâmplă. Dacă nu tratezi așa, de asta ajungi și la boală cronică. Că tratezi odată așa, rezolvi de moment, se simte bine pacientul, întrerupe tratamentul, nu mai interesează problema, iar nu se duce la doctor că nu are de ce. Și peste un an, doi, vine cu o boală mai gravă. Și boala aia mai gravă încearcă iar un alt medic, nu același, alt medic să o rezolve, că nu știe despre ce e vorba, știți, e totul așa foarte împrăștiat. Adică, un alt medic care probabil are alte informații. Da, bineînțeles, adică așa, și ajungi să fii tratat de 10 medici și tu să ai de fapt o singură problemă care nu o rezolvi. Și ajungi la un moment dat să te și intoxici medical, să meargă toți ăștia pe lângă diagnostic, pentru că nu există un fir căluzitor și pentru că nu se caută cauza. Eu, de exemplu, vă spun, lucrez acupunctură lichidă, care acupunctură este o parte din medicina holistică. În acupunctură este așa, rinichiul, de exemplu, este un organ foarte important în corp și în momentul în care se dereglează rinichiul energetic, lucru care se manifestă în fizic de când prin microcalculi sau, de exemplu, printr-o infecție, atât. În plan emoțional poate să fie, de exemplu, o stare de timiditate, dereglarea rinichiului. În plan sufletesc poate să fie atac de panică, dereglarea rinichiului. În plan mental poate să fie o teamă că nu știu de eșec la nivel mental. Și trebuie să știți că practic în fizic mai poți să dea, de exemplu, tulburări pe coloană, hernie de disc, care ține de rinichi, nu de coloană. Înțelegeți? Poți să dau fenomen de osteoporoză, care ține de rinichi, nu ține de coloană. Și atunci trebuie să știți că trebuie căutată cauza și cauza e rinichi. Și rinichiul se poate deregla după un șoc emoțional care s-a întâmplat la naștere. Deci, o doamnă a născut, i s-a dereglat atunci rinichiul dintr-un șoc emoțional, că, de exemplu, n-a ieșit copilul bine și a avut o problemă, s-a speriat și mai departe. Și după 3-4 ani de zile, începe persoana să facă atacuri de panică, începe să aibă diverse probleme, o doare și coloana, ajunge la operații, face operații de hernie de disc și toate chestiile astea sunt de la rinichi. Înțelegeți? Și atunci medicina holistică se duce așa, vede partea fizică, vede partea emoțională, caută cauza poate la suflet, caută în partea mentală, vede unde este, tratează cauza și se vindecă toate astea.
Adică e așa, apeși pe punctul care trebuie. Dar pentru asta trebuie să știi așa, să fii un foarte bun medic care să vezi fizicul foarte bine, adică să te pricepi bine aici. După aia trebuie să fii și un psiholog cât de cât să poți să investighezi, să vezi cu ce emoții lucrează pacientul. Să-l identifici, să-l faci și pe el prezent ca să le corecteze. După aia să poți să deschizi sufletul pacientului și să-l faci să-ți spună ce problemă are, că de obicei nu spune. Și după aia să vezi și ce tipar mental are. Foarte important. Și după ce ai rezolvat cauza, i-ai tratat, să-l înveți și cum să nu mai ajungă acolo. Că singur a făcut-o. E mai complex. De asta și nu trecerea, să zicem, că poate mulți medici în momentul ăsta ar vrea să facă pasul spre medicină holistică, pentru că problemele pe care le spun eu, să nu credeți că medicii nu se confruntă cu ele. Toți medicii știu că nu vindecă. Toți medicii sunt nemulțumiți. Problema nu este că, eu spun un adevăr în ce spun acum, problema nu este că poate n-ar vrea, dar sunt foarte multe piedici ca să facă asta. Și eu sunt aici, poate în seara asta, ca să spun cum pot fi îndepărtate aceste piedici ca să se facă trecerea către această medicină care oferă o altă perspectivă și mai multe rezultate și este și benefică pentru pacienții noștri. În primul rând, fiecare medic trebuie să se dezvolte personal. Trebuie să înceapă să facă tot felul de cursuri medicale, dar nu numai medicale, poate și psihologice, dar tot medicale sunt. Și, să zicem, cursuri despre partea sufletească, care tot medicale sunt, că de ce să nu vorbi, medicul cursuri despre suflet dacă sufletul face parte din ființa umană? Adică mi se pare normal, adică e apanajul lui. Cine să facă cursuri despre suflet dacă nu medicul? Că cine se ocupă de ființa umană? Medicul. Deci el trebuie să le facă. Că până acum nu le-a făcut, că îi se pare ciudat. Păi nu trebuie să îi se pară ciudat, că dacă sunt medici deja care au făcut pasul și au putut să trateze despre asta și au rezultate, el ar trebui să-și pună problema, măi, dar ăștia de ce vindecă? Ăștia de ce au rezultat? De ce sunt mai mulți pacienți acolo? Am avut odată o discuție cu o persoană care distribuia aparatură medicală. Și la un moment dat, chiar de curând am făcut asta, am achiziționat la noi în clinică un nou aparat foarte interesant și discutam cu cel care ni l-a livrat. Și spune așa, zice, a venit la mine un medic care era oncolog. Și medicul respectiv, lângă el, în cabinetul alături, era un medic de medicină holistică. Și a început să sesizeze că la medicul de medicină holistică sunt foarte mulți pacienți. Și a zis, dar ce face ăsta? S-a dus să-l întrebe pe domnul care vinde aparatură, ce face ăsta aici? Că zice, crește numărul de pacienți, la mine nu vin, la el vin. Și la un moment dat a început să studieze, când a văzut că treaba este că el chiar n-avea și acolo erau cozi, a început să dezvolta persoana și a cumpărat aparatură medicală de medicină holistică, că este un anumit gen de aparatură, și s-a transformat într-o medicină holistică. Omul a văzut pe pielea lui cum e cu rezultatele, adică știți că, nu știu cum să vă spun, cozile de la cabinetul, de la ușa medicului, sunt în funcție de rezultatele lui și nu de cât de mult lucrează el cu casa de asigurări. Eu, de exemplu, nu lucrez cu casa de asigurări. Și eu vă spun că la mine e coadă. Dar nu e coadă de aia că nu lucrez cu coadă, eu lucrez foarte planificat, oamenii n-așteaptă, dar vreau să vă spun că sunt foarte aglomerată. Sunt foarte aglomerată și mi-a crescut numărul de pacienți exponențial. De unde această creștere a numărului de pacienți este din rezultate. Și, într-adevăr, am și promovat acest gen de emisiuni la televizor, dar am ieșit să vorbesc și oamenii se regăsesc. Pentru că dacă tu, de exemplu, spune un pacient care are o problemă, de exemplu, la nivelul coloanei, și, de asemenea, tu îl întrebi ca medic de medicină holistică, da, ai probleme și cu rinichii și pacientul are probleme cu rinichii, se întreabă, mă, da, prea spune asta și așa e. Adică hai să vedem, știți? Mai avem foarte puțin timp din emisiune, mai exact vreo 3 minute. Da. Vreau să vă întreb pe final, pe scurt, să ne prezentați puțin care ar fi categoriile sociale și ce boli tratează medicina holistică. Medicina holistică nu are niște limite legate de categoriile sociale pe care le tratează. Adică tratează, să zicem, ființa umană de când este în burtica mamei, adică tratează și gravida, vreau să spun, și bebele în burtica mamei, deoarece homeopatia, fiind o ramură medicală a medicinei holistice, este singura, să zicem, specialitate medicală care poate să trateze prin simple granule gravida. Tratează infecțiile renale la gravidă, fără antibiotic, și le rezolvă. Tratează, de asemenea,
să zicem, orice afectări infecții sau orice simptome pe care le are grețurile, banalele grețuri pe care le are gravida, pot fi rezolvate foarte rapid cu câteva granule seara sub limbă, care sunt inofensive și sunt naturale, nu afectează bebele. De asemenea, în străinătate, nașterea este asigurată, aproape toate gravidele primesc un remediu numit, de exemplu, Pulsatila, așa, ca să nască ușor. Deci, adică e curent în altă parte. De asemenea, bebele mic, toată perioada copilului din prima zi în care s-a născut până la, să zicem, 7 ani de zile, este tratată homeopat. Sunt foarte mulți medici pediatri homeopați la ora asta. După aceea, perioada de școlarizare, de la școală până, să zicem, până la pubertate, toate dereglările, de exemplu, de copii care nu se pot concentra, de copii aceia care sunt foarte agitați în clasă, tot felul de dereglări ale copilului mic, sau, de exemplu, că sunt copii care se îngrașă, sau copii care nu mănâncă, sau copii care n-au poftă de mâncare, sau au crescut prea înalt, sau sunt prea mici, tot felul de dereglări de creștere, să zicem, da? Sau de adaptare la mediul școlar, sunt rezolvate de medicul de holistic foarte bine. Medicul de medicină holistică face ceva ce poate nici măcar medicul de familie nu face. Medicul de familie, în general, se ocupă de toată familia, că el are înregistrați toți membrii familiei. Dar niciodată nu-i aduce pe toți la un loc să discute problemele din familie. Trebuie să știți că medicul de medicină holistică face asta. El, dacă tratează, de exemplu, un copil, vede mama bonus gratuit, pentru că nu poate să rezolve copilul fără să vadă care sunt influențele dinspre mamă, necesită prezența tatălui și, practic, cu familia întregită se dau indicații despre care sunt dereglările care, de exemplu, de atitudine din partea părinților care au dus la dereglări comportamentale la copil. Face medicină preventivă, face o medicină de familie pe bune. Pentru că, de fapt, un medic de familie ar trebui să discute și despre problemele sufletești din familia respectivă, că e normal, nu să le discute. Știți? După aia tratează foarte mult partea cu adolescenții. Acnea, care este așa de răspândită la adolescenți, sunt foarte mulți adolescenți care nu se plac și au tot felul de probleme, bulimia, anorexia, care sunt manifestări despre asta. Apoi, să zicem, tratăm foarte mult cuplurile. Vorbind de perioada în care te căsătorești, sunt foarte multe cupluri infertile care au căutat, adică din punct de vedere fizic sunt ok, dar nu pot să rămână însărcinate, nu pot să facă un copil. Și atunci ajungem să investigăm emoțional și sufletește și mental acest aspect, că și ăsta contribuie, să zicem, la infertilitate. Dar rezolvăm și în fizic acest lucru. După aia avem problemele, marile probleme ale persoanelor active, pentru că foarte multe persoane la ora asta lucrează și sunt foarte stresate, cei care au norocul să aibă un serviciu, dar acolo sunt stresuri foarte mari. Dar avem și persoane care sunt șomere și care fac depresii fiindcă n-au loc de muncă. Și trebuie să știți că noi lucrăm foarte mult cu persoanele care n-au locuri de muncă și sunt într-o situație, să zicem, disperată, în sensul că aceste persoane sunt analizate la aparat, sunt reglate și să știți că chiar am avut persoane care și-au găsit locuri de muncă mult mai repede după aceea. Pentru că, de fapt, în momentul în care un pacient își găsește locul de muncă, el nu-și pune problema că el nu îndeplinește anumite criterii ca să fie angajat. El crede că nu sunt locuri de muncă sau crede că are cel care îl investighează ceva cu el, dar poate el nu e competent pentru multe locuri de muncă, că este timid, că nu este o persoană sigură pe el, pentru că nu este o persoană, să zicem, care să fie angajabilă. Și atunci nu se vede și consideră că ceilalți sunt de vină. Și în momentul în care începi să îi tratezi și le crești nivelul de curaj, le crești respectul de sine, să zicem, atunci devin niște persoane care se bat pentru posturile lor și le obțin. Știți? După aia tratăm depresiile. Un număr din ce în ce mai mare de depresii, iar pentru vârsta a treia avem toate problemele care țin de vârsta a treia cu, să zicem, numărul foarte mare de boli cronice pe care le au. Pentru că persoanele de vârsta a treia sunt un fel de, să zicem, o manifestare pe viu a incompetenței poate medicale și a lipsei societății, pentru că unde se văd cel mai mult tarele societății? În starea de sănătate a persoanelor de vârstă a treia. Și apoi, pentru persoanele care suferă de boli grave, cum este cancerul sau diverse probleme acestea, leucemii și mai departe, unde, dincolo de partea fizică, nimeni nu se gândește să le trateze și partea emoțională și sufletească, acestor persoane care suferă foarte mult și care sunt disperate și sunt tratate decât fizic, dar nu sunt tratate omenește, să zicem, și după aia
gestionarea momentului morții. Pentru că trebuie să știți că sunt persoane care sunt în ultimul stadiu și care se pregătesc să moară, având o boală cronică sau așa mai departe, și cu care trebuie discutat, să zicem, despre fenomenul morții. Că spre asta se îndreaptă și atunci trebuie să fie pregătiți pentru asta. Și ei și cei din jurul lor. Cam așa arată. Iată că emisiunea noastră a ajuns la final. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați fost prezent în această seară în platoul Argeș TV și alături de telespectatorii noștri. Vă așteptăm cu drag și data viitoare. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și aveți grijă de sănătate, pentru că e cea mai importantă. Noapte bună!